Haideți să-l vedem pe ministru Costache, doamnelor și domnilor. De 3 zile vorbim în România de o stare de alertă, pentru că în Italia sunt deja 6 morți, peste 200 de cazuri de contaminare. Sunt sute de români care se întorc acasă, aleg fie transportul aerian, fie vin cu mașina personală sau microbuze, intră pe la punctele vamale, da, granițele României. Ministrul Sănătății, doamnelor și domnilor, în aceste 3 zile nu a existat. Apare astăzi la Parlament, știți că a fost acea ședință programată pentru votul dat pentru guvernul Orban, s-a suspendat ședința, să vedem ce spune ministrul Sănătății. Se lucrează la achiziția materialelor de urgență. Există vreun risc ca acest virus? De aceste achiziții se ocupă Ministerul de Finanțe. Domnule ministru, dar termoscanerele când ajung? Sunt 2 luni de... Am spus că se ocupă Ministerul de Finanțe. Există vreo problemă de dumneavoastră de vedere de ministrul al Sănătății, pentru că nu sunt achiziționate toate aceste materiale de protecție termoscanerele? Sigur, am semnalat de la început că stocurile lăsate de PSD sunt zero. Pentru asta am adoptat acea ordonanță de urgență împreună cu Ministerul Afacerilor Interne. A fost adoptată această ordonanță. Iar la începutul lui martie ar trebui să avem materialele necesare. Dau un mesaj de calm. În România nu avem niciun caz de coronavirus. Vă mulțumesc. Sunt suficiente? Aveți informații despre populația cu privire la ce măsuri trebuie să ia? De ce fugiți, domnul ministru? Aveți o săptămână de când nu ați comunicat nimic. De ce fugiți, domnule ministru?